Fiul meu Răzvan s-a transformat în tatăl strict pentru că vrea să ne pedepsească pe toți. Acesta ne-a provocat la un challenge pe care 100% crede că o să-l câștige. Rămâneți până la final ca să aflați cine a câștigat challenge. Răzvane, ți-am mai zis de 100 de ori și îți mai repet încă o dată. Nu ești bun la hide and seek, pur și simplu. Nu ești bun. Eu sunt cel mai bun dintre voi. Deci, băieți și fete, nu o să vă vină să vedeți ce facem astăzi. Răzvan m-a bătut la cap că e cel mai bun din lume la hide and seek. Data trecută, data trecută s-a întâmplat ceva și n-a putut să joace, n-a putut să se concentreze bine. Și fiți atenți, acum el s-a transformat în tatăl stric și o să ne caute pe harta asta și ci că cine o să fie prins de trei ori de către Răzvan, cine o să aibă trei puncte, da? Și nu o să piardă challenge-ul ăsta, Răzvan o să-l pedepsească. Bă, fraților, eu fac pariu că nimeni nu o să fie prins de trei ori de Răzvan. Să vedeți pedeapsa ce am pentru voi. Au, o ai deja pregătită? Pedeapsa! O să fie foarte amuzant, da, în fine. Deci, fațelor, regulile sunt foarte simple. Suntem în fața unei clădiri abandonate, unei școli abandonate. Iar Zvan o să stea aici, o să numere timp de un minut și noi trebuie să ne ascundem în școală. Iar după el are 5 minute să ne găsească și cine o să fie găsit de 3 ori și o să aibă 3 burine roșii, să spunem așa, o să fie pedepsit de către tatăl Streg. Băi, data trecută a câștigat Izabela și că Izabela a fost cea mai tare la Hide and Seek. Băi, Răzvane, fie vorba între noi, eu cred că n-ai cum să o bați pe solăta la Hide seek, gen. Adică, tu nu ești bun în general la nimic, a? bă, de la Hide ești praf. O distrug, no bats Bine voi gata, 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 bun. Haideți toată lumea să fie pregătită, gata, gata, bun. Răzvane, vin aici și numără de la 60 în jos, da? Valea, bine, hai. 3, 2, 1 și... Băi și fete, este o școală abandonată. Ideea e că o să vedeți că în unele locuri e întuneric, gen aici nu e, dar trebuie să ne ascundem. Uh, bun, băi, ideea e faptul că eu să am o ascunzătoare... Destul de simplă. Și na, vă dați seama, după ce cineva o să fie prins, Mamă, deci avem și în spate, putem să ne ascundem și aici, perfect. După, cine, după, ce cineva o să fie prins, o să fie în timp cu răzvan, pentru că este în interesul tuturor ca cât mai multe lume să fie prinsă. Mamă, ok. Bă, rămâne în școală totuși. Mamă, ok. Bă, cine e acolo? Opa, e cineva acolo? Ai, Magdalena, mamă, ce mă spera că dacă e răzvan. Ok, vedeți că schi ceva aici în rusă. Hmm. Mamă, locul ăsta, vedeți locul ăsta, băieți și fete, mă, nici nu mă mai găsește și are cola niciodată, ok. Ok, deci sunt foarte curios. Cine ajunge primul la 5 puncte, bro? Nu mă găsește nimeni aici, deci nici măcar dacă o să intre, nici măcar dacă o să intre în camera asta, nu o să mă vadă, gen. Nici măcar nu știu cum am ales fix locul ăsta, mi se pare prea OP. Nu știu unde e Magdalena, să zic că Magdalena cred că s-a dus undeva în sus, da, adică era deasupra general la următorul etaj, Izabela iară, Izabela are o, are o ascunzătoare foarte bună, dar după cum puteți vedea, ia vedeți că i văd numele, mamă, dai departe, Răzvan. Ok, ia vedeți, bă, cu se apropie de mine. De fapt, nu se apropie ok, e pe acolo. Mamă, bă, cred că pe aici unde sunt eu nici măcar nu pot să intri, bro, de la, din școala normală, sau? Opa, bă, vedeți că se apropie. Oricum o să-l trolez puțin. Mamă, mamă, bă, 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 fraților, Bă, fra... Bă, bă, se apropie, cu... Băi, băi, se apropie. Ok, acum pleacă, pleacă de aici, băi. Pleacă de aici, șoarece. Ok, dar unde e Magdalena? Unde e -und Izabela? Vreau să le caut și pe ele. Hai să pleca pe acolo. Băi, trebuie că eu o să fac așa o schemă. Că nu pot să stai aici în loc. O să fac o schemă. Mamă, sper că nu m-am văzut. Mamă, da, da, da ce face? că vrea să se, să se ducă la următorul etaj sau ceva. Ideea e, faptul că uh, nu avem voie să spargem blocuri sau ceva. Ia uitați-l, voi. Mamă. Mamă, deci eu sunt pe hol acum. Bui eu stai. Ok. Nu știu dacă a fost în sala de în sala de sport. Dar uitați-l acolo. Cred că fix acum vine sala de sport. Ia uite-l, uite-l pe șoarec, uite-l pe șoarec, uite-l pe șoarec, uite-l pe șoarec, uite-l pe șoarec. Uite-l pe șoarec. Mamă, băi, și fete! No, no! No, 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 no! no. Șoarecă! Auziți-l! Vă uitați-vă, bă, bă, când mai schimb ce mai slab la Hide sic da, băi, deci fac pare eu că el nici măcar nu le caută pe fete, mă caută pe mine. Deci când zis că mă zis e cel mai slab la IDC, bă, trebuie să-mi schimb locul ăsta. Mamă, s-a dus în partea aia, ce ai, băi, s-a îndepărtat de mine, nu mai am treabă cu el. Gata, băi, papa, zmeule, nu mai e nicio treabă, ia vedeți. Mă... Ok. Nu mai avem nicio treabă cu el, bă, fraților. Aș vrea să plec de aici, pentru că vreau să le văd și pe... Vreau să le văd și pe fete, că mă îndrevesc că mă caută doar pe mine, mele. Mai are vreo două minute pe cea să ne găsească. Băi, e prea... E prea slab la cel jos, uitați vă Nu găsiște pe nimeni, băi, când am zis. Dar stați că o să ce să fug de aici. O să ce să fug ca să le caut pe fete. Ok. Bă, pe aici o fug sau nu? Bă, pe aici trebuie să fug. Nu? Bun. Unde sunt fetele, băi? Mă caută doar pe mine șoare cu ăsta. 100% cred că Izabela s-a ascuns undeva pe aici, gen. Mamă, să nu mă vadă, sper să nu iasă din, să nu iasă din școală. N-are, bă, băi, prea slabă la, 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 la Și fiți atenți, o că runda viitoare o să-l trolez. Vreau să mă ascund în fix lângă el, să văd dacă mă prinde sau nu. Deci, băi, ce mai slab la challenge-ul ăsta? N-are cum să mă prind. Mamă, ia vedeți ce mamă, deci dacă se ascundea cineva aici, era altceva aici nebun. Cred că, a, cred că aici s-a ascuns Isabela sau ceva. Dar mai are un minut pe ceas, un minut pe ceas și totul s-a dus. Și n-a prins pe nimeni. Hmm, ia stai să vedem. Isabela, ps, ești aici, Isabela. Isabela, ești undeva pe aici? Hmm, bă, bă, cred că nu e nimeni aici. Nu s-a nimeni, nimeni, să se ascundă aici. Cu care e bine că mă ascund eu. Data viitoare. Da, face mai sunt 30 de secunde. Și Razvan și are cât de el. N-a găsit pe nimeni. <laughs> Cel mai slab jucător de hide and seek. Posibil și imposibil. Ok. Aici iar, ia vedeți, e schis ceva în rusă. Da, tic-tac, tic-tac. tic tac tic tac Cred că, cred că s-a cam terminat timpul, da. Acum, da, s-a terminat timpul. Toți jucătorii trebuie să se întoarcă acolo. Sper să sper să aducă toți să aminte că s-a terminat timpul să ne întoarcem acolo. Haideți să ne batem puțin joc de răzvan și m-a zis, băi, și un plan. Vreau acum să stau undeva lângă el acolo, să nu se prinde, și ce zic. Ia să vedem care-i treaba. Ne-am întors aici, e cineva aici? A, a? Nici măcar șorecut de răzvan are. Vei. A, uite pe Magdalena! <laughs> Magdalena, te-a prins răzvan sau nu? Ce faci, Marius? No, nici pe mine. Băi, e cel mai slab jucător de haide, and Uite-l și pe Răzvan. Dar da, da unde e Izabela? Te-ai ascuns cu Izabela? Aparent a găsit-o pe Izabela, cred. Wow, pe bune? Pe bune? Mamă, nu știam chestia asta. Răzvane, ai găsit-o pe Izabela? Băi, mamă, nu m-a găsit. Hopa, cineva zice că a fost găsit, cineva zice că nu. Ba da... Băi, fați-o acum trebuie să-l chedem pe Răzvan. n -aveți... Băi, bravo, bușoare, ce bravo. Pe mine nu mai găsi, băi, ești la bun. Deci, Izabela are un punct. Acum, hai, runda 2. Bagă-te pe numărat. N-am chef de tine, băi. Bine, voi, hai. Hai, baftă hai. Bagă-te pe numărat. Pleacă de aici, băi. Hai, număr acolo. Mare o de ce? Ce mai dărea? Hai să ne ascundem împreună. Ok, fii atentă, că e cam cea mai tare fază. Fii atentă. Hai, se bage pe, pe numărat. Bun, vino cu mine. Fii atentă. Ne ascundem fix în pădurea asta, pentru că șoare cu nu o să ne caute aici, că nu-l nu duce capul tot. Da, hai să încercăm să facem parcurul ăsta, fii atentă. Fă parcur aici. aici, vine aici, vine aici, vine aici, vine aici, Ok. Ne ascundem fix în spatele lui. Uite, uite, ne ascundem fix aici, gen, băi. Efectiv, el o să se ducă direct în... Uite, ne ascundem fix în spatele aici, în spatele buzului. Fix așa. El o să se ducă direct în școală și nu o să se uite în spatele buzului. Ia vedeți că deja a început. Ia, opa, ok, se uite și pe aici puțin. Băi. Du-te și Băi. Bă, șoarece! Bă, ăsta a trișat! Ai trișat, șoarece! Te-ai uitat unde ne-am dus! Ai trișat! Ba nu! Hai că nu a trișat! Hai să căutăm dovadă, mamă! Ok, ok, băi, ok. Bă, bă e, e bine de, 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 de știut că umblăm cu trișatul. Acum hai să o căutăm pe, pe Izabela. Hai, toată lumea să o caute pe Izabela să o găsească. Bine, mă, că, că, umbli cu trișatul. Bine, mă. Lasă, să și fete, că eu. O trolez eu pe șoarecul ăsta. Nu, no, nu, no, no, hai, no, dovadă. Pleacă, mă, de aici. Pleacă. -mă. Șoarec mic. Ce ești? Ok. Bun. Unde ar putea să fie Izabela? Hai să ne uităm în toate clasele prima dată, că 100%... Nu știu, poate să se ascunde. Mamă, bă, băie și ăsta chiar este un, un hide and seek greu, fie vorba între noi. Că uitați-vă, bă, poți să te ascunzi oriunde. Uite aici, aici era ce mai tare rău te ascuns. Ești nebun? Prea că băi, fraiere. Aici, mamă. Ok, aici e o cameră mai ciudată. A, ah, uite, putem să aprindem lumina. Izabela, veni, mai grijă. ok. Aici nimica. Bun, unde ar putea să fie Izabela? Magdalena scumpă, te-ai blocat ce Bă, am luat-o razna. Doamne iartă mă Bă, unde poate să fie Izabela, fraților? Sunt curios dacă poți să ajungi sus pe clădire. Nu cred că poți să faci asta. Dacă ai putea să ajungi sus pe clădire, cred că... Cred că Izabela acolo s-ar duce. Deci Răzvan o caută. Pleacă, bă, de aici. Na băi și fete, că noi o să căutăm pe Izabela și o să vedem dacă, dacă o să o găsim sau nu Ok, fraților, s-a terminat și ronda a doua și Izabela, după cum puteți vedea, este foarte fericită pentru că nu a fost găsită Acum toată lumea are un punct Băi și oare ce v-am găsit pe voi doi, avut noroc, bă, dacă ne ascundeam pe bune, nu ne găseai, taci din gură Jos, bine mă, hai, hai, la, 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 la asta, fii Haide mă, preacă Bun, 3, 2, 1, start Fiți atenți, băi și fete, fiți atenți Deci ăsta, așa are ăsta a trișat prima dată. Toată lumea a văzut că a trișat, e clar că a trișat. Fii să te dau cea mai mare țeapă din viața lui. Eu mă duc pe aici. Izabela, nu te ascunzi cu mine, băi. Ascunde-te singură. Mă duc pe aici și după fac în conjor și mă ascund după, după copacul ăla. Nu, nu știu dacă ați văzut, acolo era un copac. Fac înconjur conjor. Cred că ar trebui să am timp în 60 de secunde să fac asta. Fac înconjur, Mă ascund după copac și șoare cu o unul să mă prindă. Deci, ce zic? Lasă că o să vedem noi. La fi vorba între noi, am emoții, și dacă o să. Și dacă se așteaptă să fac asta. Dar nu cred că se așteaptă. Ia, uite-l pe șoarec! Uite cum stă acolo, șoarec! Nu mai pot să ies acum, vă și vede, nu mai pot să ies! Nu mai pot să ies! Hopa! Hopa, ce face? Vă dați seama că acum nu mai pot să ies! S-a dus în cealaltă parte, e bine. Opa, ce acolo sus? Magdalena!

Da, nu știu dacă Dacă o să mă prindă sau ceva de genul Soare, bă, voi vă da seama că noroc a avut șoare cu asta. Bă, fraților, că noroc Bă, deci, efectiv, ce am filmat acum, ce ai crezut că... Că nu te-am văzut, ai că nu... Bă, fraților, efectiv, asta, filmarea asta este dovada că Răzvan e cel mai pro jucător de Hide and Seek. Dar stați, știți că știu eu unde sunt ceilalți și mă duc acum să iau. Adică, nu știu, dar pot să-mi dau seama, adică Magdalena e la un etaj mai sus. Mama, deci eu deja am două puncte. Nu, nu pot să las chestia asta așa, mai trebuie să aibă două puncte. Nu, no, nu, no, nu. No. Trebuie să mergem la, la un etaj mai sus, bro, pentru că acolo e Magdalena. Da. Și după aia știu și unde este Izabela. Sau la un etaj mai sus? da, cred că e pe aici, la etajul ăsta trebuie să fie. Cred, sau poate la două etaje mai sus. Bă, șoarece, du-te tot la etajul 3 și stau eu la etajul ăsta. Hai să vedem dacă o să găsim Pai aici trebuie să fie Magdalena, băi și vete. Nu s-a mișcat de aici, pentru că dacă se mișca, vedeam uh, numele. E undeva pe aici și o să o găsim. Nu scapă ea bazma curată. Chiar dacă crede că o să fac asta. Bă, ați văzut, frate, deci cât de slab e răzvană. Efectiv, nu m-a văzut acolo. Ba, efectiv, nu m-a văzut. Bă, văd că aici e tunelic beznă. Hmm... Unde ar putea bă să fie? Poate aici e? Bă, cred că s-ar putea știe. cine știe. E Ba Bă, dacă, dacă Magdana și-a schimbat locul de. Locul asta de. Oh, sau acolo sus, locul de ascuns, cred că o să mă focusez pe a, a, a găsi-o pe Izabela, fraților. Cine era sus, acolo? Răzvan, mamă ce m Cred că... El a încadat lovitura. Ok. Bă, este. că am văzut-o pe Magdalena. Bun, se pare că pe Magdalena nu putem să o găsim. Momentan. Așa. Iar acum, fraților, o, -o să mergem după Izabela. Știți că Izabela a vrut să... A vrut să meargă cu mine. Da, am găsit eu... Am găsit eu o schemă să o fac. Bă, el a avut cel mai mare noroc din viața lui. Nu m-aș fi așteptat niciodată să... Să găsesc... uite, pe aici, Izabela. E în camera aia. 100 acolo 100 e. e acolo. Și o să o găsesc. Și a primit și a punct și e 2 2 1. Vin aici. Aha. <laughs> Ce-am găsit aici? Și cred că... Ha, hai, vin aici, Izabela. Gata. Și uite și Răzvan a găsit-o pe Magdalena Deci băieți și fete este 2-2-2-2 Deci asta înseamnă Că primul care o să fie găsit În În ăsta O să, o să facă provocarea lui Răzvan Tu, lasă-o că o să vedem Bă băieți și fete o să am cel mai tare loc de ascuns Niciodată nu o să mă găsească Vedeți aici la început Stai puțin, stai să stai, stai mergi după ei Unde e Răzvan și Magdalena? Ia uite-i Bun, deci este 2-2-2-2 Toată lumea are două puncte, am găsit-o și eu pe Izabela, deci asta înseamnă că primul care o să fie găsit o să facă provocarea lui Șoare ăsta Mic. Jos. Dacă nu eram eu, nu găsi nimic. Băi, bă, voi vă dați seama, bă, bă nu-i bun de nimic așa de costa. Bun, toată lumea să fie pregătită. Păi cum? Că pe tine te-am găsit. A, ba nu! Băi, stați. Uh, cum zice? Că, că, pe, pe uh, te-am găsit primul. Ah, da, nu, nu, nu. Băi, nu, ia asta puțin. A, pe mine m-a găsit prima dată, băi și fete. Nu m-a găsit prima dată. Izabela are doar unul. În, prima rundă m-ai găsit? M-a găsit și ăsta în prima rundă, băi și fete. Nu mai aduc aminte. Nu, nu mai ai găsit. n-ai găsit pe... Ba, nu, ai găsit-o numai pe Izabela în prima rundă, pe șoarece. Taci din gură, nu mai minți. În prima rundă a găsit-o numai pe Izabela. În a doua rundă m-a găsit pe mine și pe Magdalena era 1-1-1 și după acum ne-a găsit pe toți și 2-2-2-2. Ba nu, în prima rundă ai găsit-o numai pe Izabela. Taci din gură, băi. Ia uite, bă, încerca să, să schimbe. Deci pe cine găsește primul? Da, acum e 2-2-2. Deci cine este găsit primul, trebuie să-i facă provocarea. Bai ba, pierdere de memorie. Bă, în prima rundă nu mai găsiți. Ai găsit-o găsit numai pe Izabela. Că știu că m-am întâlnit aici. Veneam de aici și m-am întâlnit cu Magdalena. Hai, toată lumea să fie pregătită. Vine mai, hai să vezi că de bine joc. Da, o să vedem. Hai. 3, 2, 1, start. 60 de secunde. Băi, și vede și deja unde o să, unde o să mă ascund. Nu o să aibă nicio șansă. Bă, ați văzut cu ăsta? A încercat să mă bage pe mine la înaintare. Bro, bă, în prima rundă nu m-a găsit. În a doua rundă a găsit-o... ne-a găsit pe mine și pe Magdalena. N-a găsit-o pe Izabela. Toată lumea a căutat pe, pe Izabela. Și acum m-a găsit într-adevăr că am făcut schema aia, dar acum nu să mă mai găsească. Ia vedeți unde mă ascund, fraților. Mă ascund aici, în clădirile astea abandonate. Hmm, pentru că el o să caute în școală și 100% nu o să mă găsească aici. Dar trebuie să găsiți și un loc de asta bun, man. Nu poți oriunde. Mamă, hmm, aici. Uite, bă, în casa asta. În casa asta abandonată, da. Mamă, nu pot să intru înăuntru, nu cred. Uh, atunci, apă... Pe aici, ia stați. Nu pot să sar, nu vine să cred, sunt puse bariere aici. Oh my god, fraților. Asta este o problemă foarte, foarte mare. Oh my god, oh my god, oh my god, sper să nu fiu eu primul prins. Sper să nu fiu eu primul prins. Ok. Da, din câte puteți observa, băi și fete, nu cred că Șoricola se gândește să vină până aici. Deci cred că sunt safe. Nu? No? Adică n-ar trebui să... Să se întâmple ceva Mamă, deci am, am emoții maxime, nici măcar nu știu unde sunt Izabela și Magdalena Ok Mamă băi Băi să nu vină dintr-o parte sau ceva Mă panichează că nu-l văd Aici iar text în rusă Bă unde-i șoarecul ăla, de mă caută, mamă, mamă Bă, sper să nu fiu eu la care pierde. Oh my god, uitați-l, uitați, -l, uitați -l, oh my god, uita, ui, uitați Uita, uitați-l numele. uitați numele. Nu caută bine, se duce în școală, nu? Perfect. Du-te în școală, șoarece. Sau? Ce face? Nu știu ce face, se duce în școală, se duce în partea aia. E bine că e departe de mine. Hmm. Da, că n-a găsit pe nimeni, pentru că dacă găsea se termină challenge-ul. Ești de bun? asta bă, frățior, ăsta nu o să găsească pe nimeni și dacă găsește se preface că n-a găsit numai ca să mă găsească pe mine, si i fac eu o provocare atâmpită. Cine știe ce provocare, mamă? Cine știe ce provocare are? Mamă. Mamă, băi, și fete... Mamă, băi, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, no. Ce, ce zice Shareko? Că nu vă ce zice. Ce zice Shareko? Că nu vă ce zice. Bă, mă enervez. Deci nu, deci nu vine să cred că nu m-a văzut aici de bun. Bă, deci e cel mai, ce mai, mai pro jucător la Hide posibil. Doamne, bă, noroc are. Pleacă, bă, de aici. Hai, te-am ținut. Da, în suspans. Hai că mai ai văzut, bă, față, nu m am văzut nici acum, nici prima dată. Pleacă, mă, de aici așa. De ce, vai de capul tău. Hai să mergem acolo să-i fac provocarea. Țoamne, iartă-mă. Ha, 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 ce amuzant, ce să zic. M-am față, da efectiv, planul meu a fost decimat. Eu voiam să mă ascund în căderea la abandonate, dar nu putei să intri acolo. Hmm. După cum a zis, da, e regula să nu spargi blocuri. Deci n-avea ce să se întâmple. Uite-o pe Izabela și pe Magdalena. Oh, Le-ai prins pe le primele cumva? Nu. aha. Bine, mă. Hai, mă, șare, ce ia zi. Care e provocarea pe care mi-o dai? Eh? Ia zi, băi, care e provocarea? Fii atent, ia. Provocarea e în cartea asta. Cântă, ce să cânt? Toamne, asta mă pună să cânt un, un cântec de căcați. Ce-i cu ăsta, bă, E Bă, nu cânt nimic, mă lași. Ce-i cântec ăsta? Ha, ha, cântă. Când mă trezesc de dimineața, mă duc să-i fac cafea lui Răzvan. Lui Răzvan. După mă duc să-i fac masaj la picioare lui Răzvan. Lui Răzvan. Când mă trezesc de dimineața, mă duc să-i fac cafea lui Răzvan. Lui Răzvan. După mă duc să-i fac masaj la picioare lui Răzvan, lui Răzvan, bă, tu ai alte treburi mai bune de făcut? Ia. Yeah. Cine e șeful meu? Răzvan e șeful meu. Cine e șeful meu? Răzvan e șeful meu. Toată viața mi-am dorit să ajung ca el, dar am rămas un prost. Toată viața mi-am dorit să fiu ca el, dar în continuare sunt un prost. Când mă trezesc de dimineață, mă duc să-i fac cafeaua lui Răzvan, lui Răzvan. După mă să-i fac masaj la picioarele lui Răzvan, lui Răzvan. Când mă trezesc de dimineață, mă duc să-i fac cafea, lui Răzvan, lui Răzvan. După mă să-i fac masaj la picioarele lui Răzvan, lui Răzvan. Băieți și fete, o să mă răzbun eu pășoare cu asta pentru chestia asta. Sunt 100% convins că, băi, nici măcar n-a vrut să le prindă pe vrea să mă prindă pe mine, că a zis că era și cu prost, genera și la masculin, ce știa că o să mă prindă pe mine, adică, efectiv, a făcut asta. Bine, scrieți la comentarii cum ar trebui să mă răzbun pe răzvan.